Bine v-am regăsit, dragii mei, din nou live aici pe Ziarul de Sănătate. Așa cum am promis, astăzi discutăm despre varice. Varicele, o problemă estetică sau o problemă de sănătate? Și ne va lămuri invitatul nostru de astăzi, domnul dr. Daniel Voiculescu, medic primar, chirurgie generală, doctor în științe medicale. Domnul doctor este directorul medical al clinicii Laurus Medical. Bun venit, domnule doctor, aici la Ziarul de Sănătate. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și noi că ați acceptat să fim astăzi împreună, să răspundem întrebărilor pe care le vom primi din partea celor care ne urmăresc. Dragile mele, dragii mei, ca de obicei, știți că ne puteți adresa întrebări. Deja am văzut că au sosit mesaje și întrebări. Domnul doctor va răspunde imediat. Să ne lămurim un pic. Ce sunt varicele, domnule doctor? Eu am observat că tot mai multe persoane au această problemă. Este o problemă estetică sau poate fi și o problemă de sănătate? Este în primul rând o problemă de sănătate. Sigur că impactul estetic primează în general în cazul bolii varicoase, dar boala varicoasă este o afecțiune, o problemă de sănătate. Și ea reprezintă de fapt o dilatare anormală a venelor superficiale, în cazul nostru la nivelul membrelor inferioare. Și până să ajungem să vorbim de varicele acelea inestetice, faptul că avem vinișoare sparte pe picioare, să spunem, ar fi boala în stadiu de început sau acele vinișoare sparte n-au nicio legătură cu varicele? Există două situații aici. Acele vene fine de la nivelul membrelor inferioare, numite și venectazii, pot fi stadiul 1 de evoluție conform clasificărilor moderne în ceea ce privește boala varicoasă, dar uneori pot fi pur și simplu o problemă independentă. Pacienta are o rezistență capilară precară, să zicem, și asta adică face ca o sensibilitate, o predispoziție. Da. Și ca atare va dezvolta astfel de venectazii fără să apuce să dezvolte în cursul vieții o boală varicoasă. Bun. Pe lângă această moștenire genetică, mai pot fi și alte cauze care duc la apariția varicelor, a vinișoarelor sparte în prim stadiu? Cauza principală rămâne cea ereditară. De fapt, noi moștenim o sensibilitate, o rezistență mai scăzută a țesuturilor de susținere, a celor care ne dau consistență, formă. Da? Prin urmare, factorul principal este cel ereditar. Într-o măsură mai mare sau mai mică, funcție de cât moștenim ereditar. Acestui factor principal se adaugă factorii de mediu sau factorii predispozanți, care țin de felul în care trăim, de alte boli asociate și așa mai departe. Bun, mă gândeam acum să vorbim de femei și bărbații au această predispoziție. Vreau să vă întreb legat de femei, sarcina poate să predispună, să favorizeze apariția vaselor sparte ale varicelor? Sarcina este un factor favorizant. De foarte multe ori în timpul sarcinii boala poate debuta, așa cum se întâmplă de exemplu și cu boala hemoroidală, care este tot o anomalie varicoasă, da? Pentru că în timpul sarcinii se produc modificări hormonale ce pregătesc uterul femeii pentru a crește în dimensiuni și astfel se generează o laxitate crescută a țesutului vascular, astfel încât uterul să se dezvolte în dimensiuni. În acest context va exista un răsunet și asupra venelor superficiale. Pe de o parte, pe ele. Pe de altă parte, în ultimul trimestru al sarcinii mai ales, dezvoltarea uterului generează și un efect de stază, împiedică întoarcerea venoasă și ca atare avem un alt factor care poate duce la dezechilibrele ce declanșează boala varicoasă. Mă mai gândeam acum la kilogramele în plus. Obezitatea poate fi un factor predispozant. Dacă avem terenul ereditar, foarte multe kilograme în plus, de asemenea, pot duce la apariția bolii varicoase, atât prin modul în care influențează întoarcerea venoasă, cât și prin tipul de viață pe care îl duce un om cu o greutate ridicată. În general, cei care au un plus de kilograme vor fi mai puțin activi și ca atare
vor avea un risc mai mare de a dezvolta boala. Deci, atât, dacă suntem sedentari, există acest risc. Nu știu, statul într-o anumită poziție, de exemplu, picior peste picior, sau faptul că avem anumite... pot apărea cauze, să zicem, profesionale, un șofer profesionist care stă pe scaun mai multe ore sau în aceeași poziție decât în altul care varicoasă, nu conduce. Importanța este să stăm în picioare pe loc. Acesta este factorul principal deci statul în picioare. Statul în picioare pe loc. Atunci, dacă suntem activi, ne mișcăm permanent. Profesorii, chiar și medicii, chirurgii, sigur că da. Asta zic, frizerii, da. Cei care lucrează cei în care saloanele stau, de styling. Da, deci, iată, statul în picioare poate să fie un factor predispozitor. Vânzătorii stau în magazine exact. Ore nenumărate în fața teșghelei fără să se miște. Acesta este un factor predispozant, faptul că stau pe scaun mai puțin. Mai puțin. Azi. Sau picior peste picior? Nici. Că mă gândeam că nu mai circulă sângele așa cum trebuie. Cât de mult ar trebui să stăm picior peste nu picior știu, ca zic. Să facem o stază venosă? Nu. Statul pe tocuri? Ce statul bine, pe deci tocuri influențează articulațiile. Deci nu apariția varicelor. Atenție, da. Dragele mele, am întrebat pentru că mie îmi plac tocurile și nu rezist fără ele. Puteți purta. Deci pot purta, da, atenție la articulații, ne-a avertizat domnul doctor. Bun, faptul că fumăm sau nu? Are vreo importanță nu, fumatul? Nu, factorii alimentari și obiceiurile mai puțin sănătoase de viață, consumul excesiv de alcool, fumatul, în principiu nu influențează boala varicoasă, alcoolul. Dacă ajunge să genereze boală hepatică cronică, respectiv hepatită cronică, toxică sau ciroză hepatică, schimbă un pic lucrurile și poate să acele zicem varice influența... Esofagiene? Da, varicele la nivelul tubului digestiv, boala hemoroidală și în stadii avansate, sigur, poate influența negativ și întoarcerea venoasă la membrele inferioare. Da, mă gândeam, varicele acelea esofagiene sunt foarte păcătoase. La un moment dat ele se pot rupe și se produce hemoragia da, aceea pot care... Pot da hemoragii cataclismice care pot pune... Pot pune viața în pericol. Bun, iată că sosesc deja mesajele și mă bucur că vă uitați și sunteți interesați de subiectul dezbătut astăzi împreună cu domnul dr. Daniel Voiculescu, medic primar, chirurgie generală, doctor în științe medicale. Domnul doctor este directorul medical al clinicii Laurus Medical. Iată, Mircea se uită și ne salută, Agata, Ramona, Nadina, Angelica Pârvu, vă mulțumesc tuturor. Sunt deja și întrebări sosite. Și vreau să începem să răspundem. Alexandra tot vă întreabă, domnule doctor, dacă alimentația, zahărul, carnea favorizează apariția varicelor și dacă odată intervenit prin scleroterapie ele reapar. Partea a doua a întrebării o să răspundem la tratament. Cu alea se stimă Alexandra, ne salută. Alexandra, tot îți mulțumim și te salutăm și noi. Deci, iată, legat de alimentație... Și cum spuneam mai devreme, alimentația influențează prea semnificativ. Puțin. N-are nicio valoare deosebită. Bun. în apariția varicelor. Aurelia Chira, la fel, consideră că subiectul pe care îl discutăm astăzi este extrem de interesant. Îți mulțumim, Aurelia. Rugămintea ei este ca domnul doctor să răspundă la următoarele întrebări. Iată, domnule doctor, recomandați drept schemă de tratament o alternanță de 3 luni de tratament cu produse ce conțin... Bun, vorbim legat de tratament și atunci îi răspundem și Aureliei. Haideți să continuăm cu discuția noastră pentru că au anticipat un pic întrebările celor care ne urmăresc și vreau să le luăm pendelete. Apariția varicelor, domnule doctor, poate fi însoțită cumva de anumite dureri sau de un disconfort? Cu alte cuvinte, poți face ceva astfel încât să te prezinți la medic din timp, astfel încât să nu lași boala varicoasă să evolueze și să ajungă, să se vadă destul de mult pe piciorul da. Nostru, adică sunt semne pe care organismul le dă și tu, dacă te duci la medic, poți cumva să stopezi, să stopezi cumva apariția varicelor. Inițiale de evoluție sau instalarea bolii varicoase la început este cumva mută, nu dă niciun fel de semne deosebite. Ulterior pot apărea elemente clinice care să atragă atenția pacientului. În general, primul element este acea senzație de picioare obosite, de picioare grele, îngreunate, care apar nu neapărat la sfârșitul unei zile de stat în picioare, ci mult mai repede, la o oră, două de activitate, deja persoana respectivă începe să-și simtă picioarele
grele. Deci ăsta ar fi un prim, semn. Este cel mai important. Ulterior apar și alte elemente, dar deja boala este evidentă pentru că se văd dilatațiile venoase, pot apărea edeme, umflarea picioarelor, dar de asemenea acest lucru nu apare foarte la început, apare deja în stadiu mai într-un stadiu avansat. 3, așa din clasificarea care presupune 6 stadii de evoluție. Bun, să presupunem că la primele semne pe care organismul le dă, acele dureri, mă rog, acel disconfort, senzația de picior greu, picior parcă te și frige, te și ai o jenă și mâncărime poate. Mâncărimea de-a lungul traiectului venos, chiar dacă acesta nu este vizibil. Unii pacienți acuză chiar ușoare parestezii, deci acele furnicături care apar la nivelul tălpilor. Sunt mai puțin obișnuite, dar sunt elemente care pot apărea și este bine să facă un diagnostic diferențial între boala varicoasă și o cauză, să zicem, mult mai frecventă, respectiv hernia de disc, mai ales că la anumite tipuri de persoane, deci cu o condiționare ereditară importantă, cele două boli pot fi concomitente, pentru că influența genetică este pe o baterie de afecțiuni, ca să spunem așa, boala varicoasă, boala hemoroidală, hernia abdominală, hernia de disc, piciorul plat. Deci iată o constelație de afecțiuni de structură. Nu vine niciodată singur, nu? Sunt pacienți care fac o boală, sunt pacienți care le fac pe toate. Pe toate, din păcate. Bun. Și ajungem la diagnostică. Spuneați, este foarte important cum stabilim diagnosticul. Cum se pune un diagnostic corect? Ce investigații se fac? Diagnosticul corect, mai ales în etapa în care nu avem un impact vizual evident, se pune întotdeauna ecografic. Deci pacientul trebuie să facă o ecografie Doppler a rețelei venoase superficiale, care pune în evidență, pe de o parte, dilatarea traiectului venos și, pe de altă parte, apariția unor elemente de anomalie de flux. Adică fluxul, acel reflux medicul patologic provocat, care pune practic diagnosticul de boală varicoasă. Și să spunem, domnule doctor, că examenul acesta Doppler nu este deloc dureros. Practic, este o explorare absolut nu este invaziv, neinvazivă, nu te doare, inofensivă, nu generează niciun fel de disconfort. Se dă cu gel, se sigur vine da cu sonda aceea și medicul urmărește. Da, nu este dureroasă. Traseul. Este ecografie, ecografia, să zicem, este cea mai simplă și puțin invazivă explorare. Bun, deci bine ar fi ca la primele semne să mergem la medic, da, și în urma unui ecodoppler un control de rutină se și poate stabili un diagnostic corect. Sigur, dacă ai sau nu, dacă suferi de boală varicoasă, dacă ai sau nu problemă cu varicele. Bun. Și ușor ușor ajungem și către tratament, ce avem de făcut astfel încât să scăpăm de varice. Și spuneam că poate de multe ori ne deranjează din punct de vedere estetic, mai ales dacă suntem femei. La bărbați ei se mai ascund sub un pantalon, poate nu sunt neapărat deranjați. Bun, privim toate aceste lucruri din punct de vedere estetic, însă spuneați că vorbim totuși de o problemă de sănătate. Ce complicații pot apărea dacă nu tratăm varicele la timp? Boala varicoasă, ca orice boală de structură, este o boală cu potențial progresiv. Este o boală pe care nu putem stopa în evoluție printr-un tratament oarecare, din acesta medicamentos, bineînțeles, și ca atare va avea o evoluție. Evoluția insuficienței venoase poate merge de la insuficiență venoasă superficială, deci la nivelul venelor superficiale, care, să zicem, este o problemă mai puțin severă, și poate merge chiar până la o insuficiență venoasă profundă, care deja este o problemă serioasă de sănătate și fără opțiuni terapeutice la distanță, din păcate. Apar și complicații în fazele de evoluție strict superficială ale bolii varicoase, cea mai frecventă, să zicem, complicație fiind tromboflebita superficială. Și să ne explicați ce înseamnă, domnule. Tromboflebita superficială este de fapt o blocare a circulației la nivelul venei superficiale prin constituirea unui cheag, a unui tromb, de unde și denumirea, pe traiectul intern al venei dilatate, blocare de circulație care atrage după sine o serie de fenomene inflamatorii. Pacientul vede tot ceea ce înseamnă inflamație, înroșirea pielii, durerea la nivel local, umflarea zonei respective,
Deci elemente clasice pentru tromboza superficială. Și în cazurile nefericite în care trombul acela poate să migreze, să plece și să ajungă în locuri sensibile? Din fericire, tromboflebitele superficiale nu generează, nu au risc embolicen, așa cum se întâmplă în cazul trombozelor profunde. Tromboflebitele superficiale de cele mai multe ori au evoluție, să zicem, simplă. Nu pun în pericol viața pacientului. Sigur că există întotdeauna excepții și pot exista tromboflebite superficiale care au evoluție galopantă. Trombul acela se extinde și prin comunicante între rețeaua superficială și cea profundă să se transmită această reacție inflamatorie în profunzime și să genereze o tromboflebită profundă, situație în care deja avem o problemă reală, pentru că este o boală emboligenă care poate genera decesul pacientului. Deci, nu ne dorim astfel de complicații, da? Și bine ar fi, iată, să descoperim și să se pună un diagnostic corect la timp. Spuneați, un examen ecodoppler foarte ușor de făcut este la îndemâna oricui, după care, odată stabilit diagnosticul, ar trebui urmat tratamentul adecvat, astfel încât să nu ajungem la complicații. Și aici putem discuta legat de soluții de tratament, domnule doctor, știu, de la soluții clasice până la cele moderne și abia aștept să discutăm în detaliu, să luăm fiecare variantă în parte. Luând, ce trebuie înțeles? Un lucru care este un pic poate dezamăgitor pentru pacienți. A trata boala varicoasă înseamnă a scăpa de venele bolnave. Din păcate, un tratament real nu înseamnă nimic altceva. Adică tratăm să simptomele, venele, da? Dar nu putem îndepărta cauzele în totalitate. Ca atare, tratamentul înseamnă îndepărtarea venei bolnave. Sigur că poate părea o intervenție brutală, agresivă, cum, păi rămân fără vene. Foarte mulți pacienți întreabă acest lucru, bine, și eu ce fac fără vene? Toată această rețea superficială este o rețea care ne ajută pe noi ca oameni, pentru că suntem bipezi, că stăm mult în picioare, câteodată ajută circulația profundă. Din fericire, întoarcerea venoasă se face prin rețeaua profundă. Din cauza asta, tehnicile de tratament au reușit sau se bazează pe înlăturarea rețelei superficiale, pentru că nu există repercursiune asupra circulației. Adică de întoarcere. Adică tratamentul acționează, intervine la nivelul rețelei superficiale. Exact. Rețeaua profundă nu este afectată, deci nu ne facem griji cum că rămânem fără vene, fără vase și pe unde mai circulă sângele. Există și aici niște excepții, nu o să intru în detaliu, dar în principiu noi putem renunța, din cauza asta renunțăm foarte ușor la rețeaua superficială. Acum intervine cum distrugem aceste vene. Și ziceam eu, clasic și modern, pentru că știu că toate variantele încă rămân de actualitate. Rămân de actualitate. Tratamentul zis clasic este de fapt tratamentul chirurgical, îndepărtarea venei printr-o tehnică chirurgicală. Adică tăietură? Se fac niște tăieturi la nivelul piciorului, membrului inferior, și venele bolnave sunt smulse, îndepărtate. Dacă boala este, să zicem, operată într-un stadiu nu foarte complicat, această îndepărtare, numită și stripping, se face dintr-o singură manevră simplu, se introduce acel cateter pe venă și se smulge vena în totalitatea ei. Atunci când există multe colaterale și vena mai are un traiect ușor de cateterizat, se fac îndepărtări etajate pe bucăți ale venei respective. Aceasta ar fi o variantă. Asta este varianta chirurgicală, standard, să zicem. Și preferată când? În general, tehnicile chirurgicale în prezent se folosesc destul de puțin, pentru deci că majoritatea tot mai rar vor să apeleze la tehnici minim invazive. Ca care să lasă mai puține semne, urme, nu? Nu numai acest și lucru, este de și asta. Mult recuperarea mai este mult rapidă, mai ușoară. De cele mai multe ori, tehnicile minim invazive lasă pacientul să-și vadă de viața lui, deci își face tratamentul cumva pe picioare, din mers, față de tehnica chirurgicală care cumva
cât de cât îl inactivează. Adică te imobilizează o perioadă, trebuie să stai la pat. Da, nu neapărat că trebuie să stai la pat, dar ai acele plăci care sunt dureroase, poți fașa aceea de compresie, apar niște hematoame, deci acele vânătăi mari la nivelul membrelor inferioare care sunt neplăcute. Neplăcute. Și atunci, recuperarea poate dura un timp și să fie mai dificilă. Bun, deci avem intervenție clasică și avem și tehnici moderne, laparoscopice, minim-invazive și putem discuta și despre ele. Chiar vreau în detaliu. Da, distrugerea minim-invazivă a venelor se face fie prin ablația internă a venei termic, fie chimic. Da? Deci astea sunt cele două variante de distrugere a venei. Termic. Au existat, inițial s-a folosit tehnica cu radiofrecvență, care încă mai este folosită la nivel mondial, dar care a diminuat un pic, a pălit în fața tehnicii laser. Distrugerea venei prin laser endovenos, câștigând mult mai mult teren, pentru că rezultatele au fost într-adevăr foarte bune. Aparatura nu este chiar atât de costisitoare pe cât ar părea și atunci, rezultatele fiind foarte bune, să zicem că este tehnica cea mai dorită, cea mai cerută. Sigur că și aici avem niște criterii de efectuare a diagnosticii, nu de efectuare a tratamentului. Nu se pretează orice tip de varice pentru tehnica laser endovenos. Și putem da exemplu, adică tip de... De exemplu, o boală varicoasă care a fost foarte mult neglijată și în care vena este mare și are un traiect sinuos și nu mai poate fi așa cateterizată, din păcate, nu mai poți trata cu laser, deși tu, ca și medic, ți-ai dori să faci asta, pentru că distrugerea termică cu laser este definitivă, rezultatele sunt foarte bune. Bun, deci atât, un argument în plus să mergem din timp la medic, să descoperim și să tratăm boala la timp, da? Pentru că dacă varicele sunt în stadiu de început, putem beneficia de aceste tehnici moderne. Dacă... Oricum, vena să rămână într-o anumită structură, putem apela la fibra laser. Pentru că altfel ne rămâne doar varianta clasică. Ne rămâne varianta chirurgicală sau varianta chimică. Aici, varianta chimică, despre ce distrugerea e vorba? Venei se face prin scleroterapie. Adică injectări. Injectarea unei substanțe care declanșează o reacție inflamatorie la nivelul venei și o distruge astfel, o închide, așa cum făceau și celelalte tehnici. Și aici există, lucrurile s-au îmbunătățit de-a lungul timpului, au apărut molecule noi mult mai eficiente decât cele de acum 20-30 de ani. Tehnica s-a mai schimbat și ea un pic, pentru că medicul are o evaluare ecografică înainte de a începe tratamentul, își golește vena, administrează într-un fel spuma aceea sub ghidaj ecografic pentru a putea vedea pe unde a intrat substanța, dacă și-a atins scopul, se găsește și în comunicante, în ramificații și poate da rezultatul pe care numai medicul, ci și pacientul și-l dorește. Bun. Sfaturi după intervenție, acestea sunt tehnicile folosite, da? Da, intervenția, tratamentul chirurgical pe piață, să zicem, clasic, laser sau, spuneați, scleroterapie. Bun. Sfaturi după intervenție, am reținut că în variantă clasică, atunci când se intervine chirurgical, perioada de recuperare este un pic mai mare, stai cu piciorul bandajat, în fine, sunt plăgile acelea, tăieturile pe unde s-au făcut inciziile, care sunt un pic dureroase, generează. Ai voie să calci pe piciorul respectiv? Da. Deci pacientul merge. Poate să meargă și este bine să și meargă. De ce? Pentru că după o astfel de intervenție, activitatea, mersul ușor, contractă musculatura membrului inferior, care este o pompă suplimentară și facilitează întoarcerea venoasă, deci ajută, adică ajută rețeaua la... profundă care și-a pierdut un aliat mic, nesemnificativ, dar care exista și atunci ajutăm organismul ajută să recupereze. Să se recupereze mai ușor, deci mersul ușor după o intervenție pentru varice este recomandată asta. Bun. În cazul celorlalte două metode de tratament, fie laser, fie injecții cu... Lucrurile stau cam la fel. Pacientul practic
va merge zilnic, deci reintră într-o activitate dar normală. Dar la fel are piciorul în fașă, bandajat? Se poartă ciorap de compresie. Deci ciorap de compresie. Există un ciorap de compresie care asigură compresia externă pe tot membrul inferior și pe care trebuie să-l poarte 4-6 săptămâni. Există durere, o durere suportabilă, se iau anumite medicamente care să-ți mai... La tehnicile minim invazive nu putem vorbi de o durere. Sigur că poate apărea la un moment dat un disconfort local, fiecare pacient reacționează diferit la manevra respectivă și atunci fostul traiect venos, fie că a fost distrus pe cale chimică, fie că a beneficiat de laser endovenos, poate genera o reacție ușoară, sensibilă, de durere ușoară, locală. Dar de cele mai multe ori este o durere care apare atunci când pacientul atinge zona respectivă și nu este o durere care să necesite folosirea unor analgezice. Deci nu avem nevoie de medicație de durere. Bun. Dacă ai varice pe ambele picioare, ca sfat, atunci când se intervine, intervenim întâi pe un picior și apoi pe celălalt sau... poți face intervenția pe amândouă picioarele ca să știi că ai scăpat de o grijă. Depinde de tehnică și de posibilitățile pacientului. Se pot face și concomitent. Mai puțin la tehnica clasică, la scleroterapie, pentru că aici avem niște doze pe care trebuie să le administrăm. Nu putem prea multă în organism. Exact. Și atunci se face alternativ tratamentul celor două membre inferioare, astfel încât să scurtăm timpul de tratament dacă dorim rezolvarea cât mai rapidă a ambelor. Iar dacă vorbim de intervenția clasică, tratamentul chirurgical, atunci pot fi operate în aceeași intervenție, am două picioarele? Bun. Este important să lămurim și acest aspect. Dacă contează anotimpul în care te afli atunci când alegi să faci o astfel de intervenție și mă refer să nu fie prea cald, dar cred că nici prea frig în sau cum recomandați. Tehnicile cred că toate toamna acum ar fi momentul ideal. Se pot ideal. Face oricând. Alegerea sau preferința medicilor, recomandarea medicilor către sezonul mai rece vine tocmai pentru a asigura confort pacientului. Pe de o parte, dacă porți o fașă de compresie sau porți ciorapul de compresie, este mai ușor să-l porți într-un sezon rece decât atunci când sunt 40 de grade, da, afară. Exact. Căldura în același timp poate genera un grad de dilatație vasculară și poate amplifica un eventual edem care apare post-intervenție. Și ca atare, este de preferat, într-adevăr, să faci tratamentul în sezonul mai puțin fierbinte. Bun. Mă mai gândeam acum, femeile sigur sunt interesate de acest aspect, ce semne, ce urme rămân la tratamentul chirurgical? Cred că rămân ceva mai multe. Rămân cicatricile post-incizionale și aici mai mult sau mai puțin evidente, funcție de țesutul conjunctiv al fiecărui pacient. Și de mâna chirurgului, cât de fin a fost. Nu, nu? Ci doar de calitatea țesutului pacientului. Calitatea pacientului. Țesutului. Iar la intervențiile, mă rog, la laser? La intervențiile minim invazive, practic doar acolo unde intră, pot apărea laser, unde sunt inciziile. Există o singură incizie pentru tehnica laser, care este foarte mică, dar pot apărea, mai ales la tehnicile chimice, deci la scleroterapie, apare o colorație tegumentară pe traiectul venei, în dreptul venei respective. Această colorație poate persista o perioadă de timp. În medie, undeva spre 3 luni, pacientul poate rămâne cu aceste urme. Dar și aici nu este o regulă. Sunt pacienți care într-o lună scapă de urme, sunt pacienți care au scăpat după aproape un an de urme. Deci totul este relativ, dar nu sunt permanente. Acest lucru trebuie reținut. Nu este o modificare permanentă, ci este ceva pasager, temporar. Bun, haideți să revenim la mesajul Aureliei, că ne întreba de variante legate de tratament. Îți mulțumim, Aurelia Chira, că ne scrii, că ne urmărești. Iată ce vă întreabă domnule doctor, dacă recomandați drept schemă de tratament o alternanță de 3 luni de tratament cu produse ce conțin diosmină, hesperidină, cu pauze de o lună, care ar fi o altă propunere de schemă de tratament. Din câte am înțeles, eu ați spus că nu există un medicament care să rezolve problema varicelor. Din păcate, medicația așa zisă
pentru varice sau antivaricoasă nu există în realitate. Sigur că ele sunt, aceste medicamente care conțin diosmină, esperidină, sunt o combinație clasică, acreditată, există și în ghidurile terapeutice pentru boala varicoasă, se administrează. Rolul lor în general este de a amenda, de a ameliora simptomele care apar la pacienții cu boală varicoasă până își fac un tratament propriu-zis. Dar nu au nici de cum un efect de vindecare sau de stopare a bolii respective. Atunci când dorim să luăm astfel de medicamente, în general o facem cronic, deci cumva permanent. Nu există neapărat scheme de alternanță care să dea rezultate mai bune. Adică nu pauze, nu... De obicei, după 2-3 luni de administrare, pacientul poate sesiza dacă simptomele s-au ameliorat sau chiar au dispărut, atunci sigur tratamentul este eficient și poate continua să ia acest tratament a la lung. Nu a obținut niciun fel de rezultat, este timpul să-l întrerupă pentru că este cazul, este clar că nu va obține niciun beneficiu și atunci este inutil să mai consumă. Și tot Aurelia vă întreabă, domnule doctor, dacă recomandați administrarea produsului Veseldu alături de produsele menționate mai sus, cele de care vorbeam, și vă întreabă, obținând cont că este un, preparatul preț care ridicat al produsului. Este un preparat care conține sulodexid. Acum există și un alt produs, o să evit denumirea comercială, ca să nu par partenic. Folosirea sulodexidului are rolul de a rezolva în general sau de a face profilaxia trombozelor, pentru că este un fel de anticoagulant administrat pe cale orală. El a fost inițial administrat în patologia arterială, deci pentru bolile arterelor, mai ales la cei cu afectarea arterelor mici. Ulterior a început să fie folosit și în boala varicoasă, mai ales la pacienții care au suferit un episod de tromboză. Dar, repet, acest medicament nu are valoare în ceea ce privește evoluția bolii varicoase propriu-zise, deci nu ajută din punctul ăsta de vedere. Bun, iată, o salutăm și pe Adina Vasiliev, care ne întreabă pentru vinișoarele acelea tip păianjen, deci vinișoarele, da, Venectazis. Exact, ce apar pe picior, dacă există vreun remediu bun. Sau putem lua ceva, preventiv, să îmbunătățim și să facem cumva să nu mai apară și altele sau cele apărute, să din nu păcate, se nu facă și mai mari. Riscul de a reapărea există permanent, chiar dacă apelez la o metodă care distruge aceste venectazii. Că, ele fel, pot reapărea pot fi... în vecinătatea celor preexistente. Dar pot fi rezolvate sau cu laser vascular, domnule doctor, se nu? Se poate rezolva atât prin scleroterapie cât și prin laser extern. Da? Deci alt tip de laser decât cel pe care îl foloseam pentru varice. Altfel administrat, să zicem. Deci am avea variantele. Există opțiunea. Acestea. Ce trebuie reținut este că aceste venectazii trebuie văzute în ce categorie intră. Dacă sunt asociate sau sunt la debutul unei boli varicoase, va trebui rezolvat în principal boala varicoasă de fond și de-abia apoi făcute aceste venectazii, pentru că dacă se face altfel, mergem pe ideea, lasă, vreau să-mi rezolv astea, că nu mă deranjează, văd eu ce fac cu varicele, s-ar putea ca pacientul să aibă neplăcuta surpriză de a avea o explozie de venectazii după primele manevre făcute tocmai pentru a desfința aceste vase. Și nu ne dorim asta. Și atunci ar fi de preferat să-și rezolve întâi problema de fond și de-abia apoi să se ocupe de partea asta estetică. Bun, o salutăm și pe Agata și îți mulțumim că ești și astăzi alături de noi. Agata ne întreabă dacă ciorapii medicinali, cei compresivi pentru varice, ajută în insuficiență venoasă cronică, în insuficiență apărută din cauza varicelor și dacă ar trebui, dacă ajută, ar trebui purtați tot timpul? Ciorapul de compresie este o metodă foarte bună, într-adevăr, este de folosit. De asemenea, la pacientul cu boală varicoasă, mai ales în perioada în care știe că nu poate să
apeleze la o metodă de tratament, deci nu-și poate rezolva boala varicoasă, din vari motive. Ca atare, purtarea ciorapului de compresie este foarte bun, este chiar necesar la persoanele cu predispoziție sau la care deja sunt semnele de debut a unei boli varicoase care rămâne însărcinată. Pe durata sarcinii este bine să poarte ciorap de compresie, tocmai pentru a nu decompensa, pentru a nu avea această dilatare foarte mare a venelor varicoase. Deci ciorapul de compresie este o metodă bună, trebuie luată în considerare, este bună și pentru pacientul cu boală varicoasă care zboară, este o metodă profilactică pentru a împiedica apariția complicațiilor de tip tromboflebită superficială. Și revine Alexandra tot. Îți mulțumim, Alexandra, că ești în continuare alături de noi. Spune, referitor la ciorapii aceștia cu compresie, în cazul scleroterapiei se poartă 4-6 săptămâni și ziua și noaptea. Vă salut cu drag, mulțumesc. Îți mulțumim și noi, Alexandra. Imediat după scleroterapie, ciorapul trebuie purtat cel puțin o săptămână permanent. Pacientul face pauză cât să-și facă un duș, să spună. Rest, trebuie să poarte permanent ciorapul. Apoi îl va purta până la 6 săptămâni, de dimineața de când se dă jos din pat până seara când se bagă în pat. De ce este foarte important să poarte acest ciorap? Pentru că în metoda chimică, atunci când declanșăm această reacție inflamatorie în cursul scleroterapiei, încercăm prin ciorapul extern să ținem comprimată rețeaua superficială, astfel încât fluxul sangvin să nu mai existe, dacă se poate, sau să diminue foarte mult. De ce? Pentru că organismul va mobiliza toate mecanismele pe care le are la dispoziție pentru a se opune reacției pe care noi am declanșat-o și s-ar putea să învingă și efectul obținut prin scleroterapie sau dorit prin scleroterapie să devină nul sau să diminue foarte mult. Acesta este motivul pentru care un pacient care beneficiază de o metodă din aceasta trebuie să poarte ciorapul, ciorapul de compresie. Da. Bun. Pot apărea recidive, domnule doctor, că vorbim de intervenția clasică, tratament chirurgical, că vorbim de laser, că vorbim de injecții sclerozante, scleroterapie. Ați spus încă de la începutul emisiunii că toate tratamentele acționează asupra simptomelor, practic. Cauza rămâne. Predispoziția ereditară există și ca atare risc de recidivă există. Chiar și în cazul chirurgiei. Sigur că nu poate să-ți recidiveze în o venă pe care ai scos-o, acționat, că nu are cum. Dar rămân pe loc, inclusiv în cazul chirurgiei, colaterale. Organismul creează, dezvoltă rețele superficiale noi și atunci pe acele zone pot apărea recidive varicoase, iar dilatațiile venoase care apar ulterior după o procedură oarecare nu sunt o dovadă a eșecului terapeutic, ci din păcate intră în acel risc de recidivă care există în boala varicoasă. Mai mare sau mai mic, funcție de tehnică. Bun, și suntem pe finalul discuției noastre, domnule doctor. Aș vrea să vă cer câteva sfaturi, dacă ar fi să discutăm de măsuri de profilaxie. Mă gândeam atunci când ai o astfel de problemă, nu știu, mai sunt recomandate băile fierbinți, sauna, niște sfaturi pe care, eu știu, dacă le respectăm, ținem cont de ele, cumva nu agravăm, adică nu apar mai multe vase sparte, varice, nu se fac mai mari, nu știu, sfaturi care să ne ajute, măsuri de profilaxie. Evităm ce anume? Profilaxia, în primul rând, să zicem, este importantă la pacientul cu predispoziție. Dacă avem în familie părinți, bunici care au avut boală varicoasă, avem mari șanse să facem și noi. Sau cu sensibilitate capilară, vase sparte exact. La și nivelul atunci, picioarelor. Ideal este să încercăm să facem ceva să evităm. Adică? Să păstrăm o greutate corporală bună, deci să nu ne îngrășăm, să fim minim activi, să mergem cât de cât pe jos ca să avem o musculatură bine dezvoltată, să încercăm să nu stăm pe cât posibil în picioare, în aceeași poziție nemișcat. Poate că uneori este greu de făcut acest lucru, dar putem găsi mici tertipuri, ne mișcăm, ne facem de lucru, încercăm cât de cât să folosim musculatura ca să
activăm minimal circulația. Și cumva cred și rotirile acelea ale gleznei, cumva să simți cum îți activează exerciții ușoare, nu trebuie făcut o gimnastică complicată și care să necesite mare efort, dar care tonifică musculatura a membrelor inferioare și te ajută să ai o întoarcere venoasă bună. Acum, sigur că mergem la saună și stăm 10 minute sau facem o baie fierbinte. Cât poate dura o baie fierbinte? Sau epilatul cu ceară la femei? Efectul termic este destul de scurtă durată. Nu putem da vina pe vasodilatația locală de moment ca fiind generatoare de boală. Pentru că mai există și alte metode apărute și de asta mă gândeam că poate ar fi bine să eviți epilarea cu ceară fierbinte în cazul domnișoarelor și doamnelor cu astfel de probleme. Este ușor forțat, dar bine, sigur, atunci când ai o fragilitate vasculară mare și ai capilare multiple. Sau masajele făcute în forță, masaje care învinețesc. Sigur vor genera, pentru că aceste vase mici vor fi rupte și vor apărea mici sângerări fine, într-adevăr, care vor duce la ecchimoze și așa mai departe. Deci, în principiu, ar trebui să evităm tot ce iese dintr-o medie de normalitate. Mulțumim frumos pentru prezență, domnule doctor, pentru sfaturile aduse, pentru cei care doresc să ajungă la dumneavoastră, care au nevoie de ajutorul dumneavoastră, la clinica Laurus Medical sunteți de găsit. Astăzi alături de noi a fost domnul doctor Daniel Voiculescu, medic primar, chirurgie generală, doctor în științe medicale, director medical la clinica Laurus Medical. Vă mulțumesc pentru sfaturi și vă aștept să reveniți aici alături de noi la Ziarul de mulțumesc Sănătate. Mulțumesc din suflet. Dragile mele, dragii mei, vă mulțumesc pentru întrebări. Ați fost și astăzi alături de noi și mă bucur. Mulțumim pentru mesajele frumoase. Mă bucur că vi s-a părut un subiect interesant și noi l-am ales spunând că nu este doar o problemă estetică, că poate fi o problemă de sănătate, atenție la fragilitatea capilară, la varicele ce pot apărea atât la femei cât și la bărbați. Am reținut că este important să mergem la timp la medic. Examenul Doppler este cel care stabilește un diagnostic corect și în funcție de cât de repede ajungem la medic putem beneficia de tratamentele moderne. Avem variante, totul este să ajungem la timp. Până data viitoare, rămâneți sănătoși și voioși. Ne revedem și săptămâna viitoare aici, live, la Ziarul de Sănătate. Pe curând!